Din acest punct va începe cariera. Acolo este vatra satului Gureni. Auziți că doar apa Bistriței deranjează liniștea zonei. Nici nu vreau să-mi imaginez ce zgomot va fi aici când un excavator va săpa în versant. Când un picamăr va încerca să dă la o parte rocile versantului pentru ca cineva să se îmbogățească mai mult decât este și pentru ca cineva să lase în urmă nepoților și strănepoților acestor oameni simpli o rană. Atunci când vor deschide geamurile, de mâine se poate să nu mai vadă acest versant și să vadă excavatoare, buldozere, basculante, oameni, generatoare, care vor sepa de luni până vineri, cel puțin 8 ore pe zi, pentru a extrage această roc. Se numește calcar. Are diferite utilități în industrie, numai că nu este atât de rară încât să trebuiască ca Agenția pentru Distrugerea Mediului, că de astăzi așa se va numi pentru mine, să dea un acord de mediu pentru un investitor să vină aici cu utilajele și să distrugă acest versant. Rugăm toți șefii instituțiilor de stat care mai au așa o dragoste pentru natură să vină aici și să-și facă o poză, pentru că s-ar putea să fie ultima, iar în special cei care au participat în comisiile de analiză tehnică și au considerat că se poate să vină să se fotografieze și mai târziu să-și vadă opera. Este inadmisibil ca într-o arie naturală protejată, într-o arie specială de conservare, să se accepte un proiect prin care o carieră va extrage calcar. Un alt proiect mai destructiv decât distrugerea unui versant nu există. Va trebui să treacă milioane de ani, poate, ca versantul acesta să-și remodeleze forma. Iar noi, pentru o mână de arginți, l-am vândut. În loc să găsim alte căi mai puțin destructive pentru mediu, să atragem investitori din domeniul turismului, să le prezentăm românilor și străinilor acest peisaj mirific, noi alegem calea cea mai scurtă. După noi, potopul. Cam așa suntem noi românii și ne întrebăm de ce la noi nu e bine. De ce la noi nu e ca Elveția? De ce la noi nu este ca în Franța? Și vă spun de ce. Pentru că niște oameni care vremelnic ocupă o funcție ne tranșează soarta. Această zonă, care este în proces de dezvoltare turistică, va avea de pierdut. Comuna Peștișani este considerată stațiune locală de interes turistic și cred că de mâine, dacă excavatoarele vor veni aici, mai puțin va mai putea, să zicem, prospera turismul în această zonă mirifică. Comuna Peștișani
are 7 sate și are frumuseți ce pot fi arătate oricărui om, oricât ar fi el de selectiv, să spunem, sau de pretențios în natură de turism. La nici 3 km de aici se află peștera Cioarei, o peșteră în care au fost descoperite cele mai vechi urme ale omului din Europa. Aici unde sunt eu, cât și vis-a-vis, pe versantul celălalt, îl vedeți în fața noastră, sunt foarte multe caverne. Noi le-am arătat domnilor de la Agenția pentru Distrugerea Mediului Gorj că trebuie mai întâi să le cerceteze, să vadă ce e aici și abia după aceea să dea acord. Sigur, n-au zis nimic. De 4 ani investitorul încearcă să obțină acordul de mediu pentru distrugerea acestor frumuseți și până în urmă cu 3 săptămâni nu a reușit. Nu știu ce s-a întâmplat pe parcurs, încât Agenția pentru Distrugerea Mediului Gorj a emis acordul de mediu. Un document pe care spunem noi că nu trebuia emis și din mai multe motive. Lucrările au fost demarate domnilor de la Agenția pentru Distrugerea Mediului încă din 2018. Legea 292 privind evaluarea impactului asupra mediului specifică foarte clar că odată ce lucrările au fost inițiate, evaluarea impactului nu mai poate fi făcută și pe cale de consecință nici acordul nu mai trebuie emis. Domnilor de la Agenția pentru Distrugerea Mediului Gorj, ați întocmit un proces verbal de verificare a amplasamentului în care nu ați spus că există o tranșee, zic eu, de deschidere a zăcământului. Oricine dorește și se pricepe cât de puțin poate accesa Google Earth pe imagini istorice și va observa că în 2017 lucrările de care fac eu, la care fac eu referire, nu existau. Ele au fost demarate în 2018 și încet, încet natura, așa cum știe ea cel mai bine, fără noi, își acoperă rănile. Numai că ea n-a câștigat războiul cu noi, oamenii, hapsâni, și l-a pierdut. S-ar putea ca pentru totdeauna. Și acest versant, din această frumoasă arie naturală protejată, din acest loc mirific în care cu toții putem câștiga ceva, va apărea o activitate industrială. Oamenii care doar în acest moment cursul Bistriței îl aud, de mâine vor auzi excavatoare, buldozere, basculante, se va genera praf, se vor genera vibrații, se va distruge aspectul natural al zonei. Pentru că autoritățile statului, conducătorii a acestor autorități ce ocupă vremelnic o funcție, au hotărât. El, și mă refer aici, la acest versant, trebuie să dispară. Pentru a se transforma în var, în piatră de construcții, în orice altceva. Domnilor de la guvern, am închis ochii când albile râului, râurilor din țară au fost distruse, când pădurile au fost defrișate și v-am lăsat să vedem cât puteți. Astăzi
ne demonstrați că puteți mai mult. Că nu am învățat nimic din păsuirea pe care v-am dat-o atunci când v-am lăsat să distrugeți albii de râuri, când a trebuit să defrișați păduri și ați trecut la un alt nivel, să distrugeți munții. De ce? Pentru că un investitor așa dorește. Pentru că instituțiile statului, care ar trebui să fie primele care să se implice și să nu accepte o astfel de atrocitate adusă mediului, au dat mâna. Și noi, societatea civilă, locuitorii acestor sate și cei care consideră că au dorință să protejeze mediul, să încercăm să ne opunem. Fac aici apel președinților celor două partide care au ca doctrină protecția mediului din Gorj și vorbesc aici de Partidul Ecologiștilor și Partidul Verde, să ni se alăture nouă Fundației Valea Bistrița, să încercăm să oprim această atrocitate. Vă urmăresc de mult platforma, vă urmăresc de mult conturile de Facebook și apreciez ceea ce ați făcut. Dar dacă nu veți da cale, să spunem, apelului nostru, când la 20 km de Târgu Jiu, unde vă aveți sediile, se întâmplă o astfel de atrocitate, pentru mine, de mâine, orice scrieți este apă de ploaie. Orice acțiune pe care dumneavoastră considerați că aduce beneficii mediului, bla 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 bla, de mâine, pentru mine, nu mai contează. Dacă nu, veți fi alături de noi. Fac un apel aici și la domnul investitor. Eu câștig de 1.000.000 de ori mai puțin decât dumneavoastră și sunt atât de fericit că poate voi fi ultimul pământean care ajunge pe locul acesta frumos. Și vă rog eu să încercați pe cât posibil să renunțați la investiție. Consider că România are multe alte resurse, are multe alte facilități pe care vi le poate oferi pentru ca puterea dumneavoastră financiară să se dezvolte. Și astfel să lăsați acest versant să rămână în continuare și pentru nepoții și strănepoții locuitorul acestui sat mirific. O zi bună vă doresc și multă înțelepciune!